Salutare tuturor, sunt Ștefan, iar acesta este Huawei P10 Lite, ultimul terminal al celor de la Huawei din seria Lite, bineînțeles serie ce conține telefoane mid-range făcute după cele premium din seria P. Cam așa arată cutia telefonului, logo Huawei design, ceva colorat de la albastru spre mov roz. Foarte asemănătoare cu cea de la P9 Lite sau P8 Lite. Pe partea din spate specificații, cum că avem Android 7, mai vorbim noi despre ele, ne mai interesează că terminalul este blocat în Vodafone, avem un singur email, deci nu avem un dual SIM. Și este versiunea cu 32 de GB de memorie internă și 3 GB de RAM. Să deschidem și cutia cu ceva din fundal, un cuțit de pe fundal de aici. Acesta este și unboxing și prin contact, că n-am mai avut contact cu acest telefon. Vine și ambalat la fel ca precedentele telefoane din seria P Lite. Destul de ușurel, mai ușor decât A5-ul meu, asta e sigur. Dacă pot să mă și uit, 146 de grame. În partea stângă mai avem o cutiuță cu... Deci avem ceva zdravă aici, frate. Deci cât de groasă e asta, cât de gros e telefonul. Adică două telefoane aproape. Și garanția. Iar în partea dreaptă, uite, cutia e roz. Roz și mov. Interesant. Drăguț. Mai avem în partea de sus cheița. Cum ajungem la ea? Da. Desfacem cutiuța. Și eu tot vreau cheița aia de acolo. Cum o iau? Cheița foarte drăguță. Cablu USB. Micro USB, din păcate. N-avem tip C. Dacă mi-amintesc bine, cablul pe care l-aveam la P8 Lite arată absolut la fel. Încărcătorul ne mai interesează că este Quick Charge, ce livrează 2 amperi cu 9 volți. Ceva mai rapid decât cele de la Samsung, din câte mi-amintesc eu. Și o pereche de căști. Asemănătoare cu de alea am și pus pe masă. Să vedeți asemănarea. Mă înțelegeți, nu? Cu astea de la iPhone. Cam aceleași căști. Control pe fir. Și cam astea ar fi în pachet. Și dacă îmi caut repede... Sunt sigur că sunt aceleași căști cu cele de la P8 Lite. 2 secunde. Le-am căutat deja, bacă nici nu le mai am. Telefonul vine în țipla asta, din plastic ieftină. Și după cum vedem, are o folie aplicată pe ecran. Foarte asemănător cu P10, doar că P10 are senzor de amprentă aici. Pe partea stângă, sertarul pentru SIM. Tipic de la Huawei. Pentru SIM, microSD și celălalt SIM. Dacă îl și focalizez astăzi, să vedeți despre ce vorbesc. A reușit. Dar cum ziceam, noi nu avem un dual SIM. Este doar single SIM. Să dăm jos și țipla asta de pe spate. Ce strălucitor e. Sticlă, tată, sticlă. Cu ramă din aluminiu tăiat, așa, bine. Cam agaț. Nu e la fel de fin ca A5. Galaxy A5.
Partea stângă butoanele de volum și cel de standby și pornire. Partea spate, în partea din spate blitzul, camera de 12 megapixeli, senzor de amprentă. În partea de jos difuzor, conectorul micro SIM, micro, la mine, micro USB, mă. Microfonul în partea de sus al microfon și căștile. Și cam asta ar fi pe telefon. Să vedem și cum se deschide. Logo Huawei, Power by Android. Revin după ce îi fac niște teste benchmark. M-am și plictisit până și-a făcut ăsta testul AnTuTu, în care scoate 55.391. Interesant. Destul de ok. Nu pot să văd și un rank, dar în rest mai putem vedea detalii. Androidul 7.0 pe 64 de biți, procesorul octa-core, ce, din câte știu eu, e un quad-core cu încă un quad-core, un quad-core de 2.1 plus încă un quad-core de 1.7, Cortex A53, accelerator grafic Mali T830, rezoluția ecranului Full HD, camera pe spate de 11,8 megapixeli, RAM-ul din 3 GB mai putem utiliza cam 2, din memoria internă vreo 19, ia să vedem și cum lucrează nucleele astea. Hai mă. Vrei să-mi arăți? Nu vrea să-mi arate, nu contează. 480 de pixel per inch. Camera pe față de 1 megapixel, cum ziceam. NFC, avem NFC, avem Wi-Fi AC. Senzor de la Huawei. Bateria, să o menționăm și pe ea, are 3000 de mAh. O să fie destul de ok. Trebuie să ducă cam o zi de lucru. Bluetooth-ul este 4.0, avem GPS cu GLONASS. Wi-Fi-ul, cum ziceam, AC, 5 GHz. Să ne uităm și în cameră. Cam așa arată meniul camerei. În partea stângă avem moduri. În partea dreaptă setări, rezoluția 12 megapixeli. Nu văd eu rezoluție video ceva. Trebuie să fie și pe aici. Ce avem? Control audio, atingere pentru capturare, urmărire obiect, chestii standard. Ce mai interesant e aici la moduri, avem Pro, HDR, filmare lentă, încetinitor, nu știu cât de ok e, pictură cu lumină, live painting ala, panoramă, focalizare totală și mai putem descărca, ia să vedem ce putem descărca, cred că mod mâncare, da, modul mâncare, scanare documente, notă audio, să aici, nu? Da. Să facem rapid și o poză la ceva. Ia să vedem. Eu zic că e ok. Detalii multe, culori bune. Culorile foarte asemănătoare cu cele adevărate. Să fac și un selfie de la Bastan. Să vedem ce iese. Cu lumină cam slabă, dar e destul de ok. Se poate și mai bine la lumină mai bună, dar pentru rețele de socializare e mai mult decât ok. Camera pe față, 1 megapixel, filmare tot Full HD,
Ia să ne uităm rapid. Așa arată meniul de notificări. Tragem o dată. Cred că dacă tragem de două ori, da, îl tragem pe tot. Să vă arăt rapid și sensorul de amprentă cât de rapid e. Doar punem mâna pe el. Nu mă interesează, frate, Swift Key. Doar pun mâna pe senzorul de amprentă. Se deschide telefonul instant. În setări. Despre telefon Android 7.0 5.1 MOI. Actualizare sistem. S-ar putea să avem și aici ceva. Nu. Aplicații, ID. Avem ceva interesant pe aici, ceva funcții suplimentare. Asistentă inteligentă, asistență, control, mișcare, interfață cu o mână, husă, Miro Share. Nu deranjați. Chestii standard. Meniul clasic de la Huawei, îl recunoașteți de pe orice Huawei. Doar că acum e cu o temă negru cu albastru, ceva de genul. Să vedem rapid și pe YouTube cum se vede ecranul. Manele. Și cum se aude eventual, nu? Din partea de jos de aici. Hai mă interesează mai mult pe ăla. Se de mai mult decât bine, mult mai bine decât tableta din review precedent, nu? Am dreptate, zic eu. Băi, și cam astea ar fi despre Huawei P10 Lite. Ce, am uitat, am omis ceva? Care sticlă peste tot, ramă de aluminiu. Nebunie, ecran 16 pe 9, chiar dacă acum toate telefoanele sunt 18 pe 9. Micro SD de până la 256 de giga. Filmare doar pe 30 de frame-uri. Aici cam asta ar fi despre P10. Auzi la mine, P8 Lite, am rămas cu traume. P10 Lite, urmează niște teste. El versus alte telefoane, bineînțeles. Sunt Ștefan. Și până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Numai bine! Salut!